Dumnezeu și bine v-am găsit la prof. Romanescu, cu exerciții de matematică. Așa, da, tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Clasa a șaptea. Suntem în 8-a sau 8-a, 10-2018. Te rog repede, te rog. 2,7 ori. Deci 2,7 ori. Ori 3 minus. 3 minus. 18 supra 19. 18 supra 19. Ori paranteza pătrată 0,5 da. Plus 0,5 în perioadă. Închidem paranteza pătrată. Da. Închidem acolada. Da, acolada de unde pune? În față la 3. În față la 3. Aici, da? Deci da. În față, după 3 sau în față? În fața la 3. Așa. Deci când ai dictat, trebuie să 2,7, înmulțit cu deschidem acolada. Da, acolada. Da? Asta. Acum, închid și acolada, nu? Da. Ori... Nu, minus 13. Minus 13. Da? Minus 13. Egal cu, da? Vorbește în viteză... Repede. 27 supra 10 ori 3 minus 18 supra 19 ori 1 pe 2 plus 5 pe 9 închidem acolo, da? Minus 13 27 pe 10 da. Ori 3 minus 18 pe 19 ori pe primul înmulțim cu alcem la același numitor, pe primul înmulțim cu 9 da. 9 supra deci 9 tragem linie de fracție. Așa. 9 sub deci 9 plus. Deci în numitorul comun e 9? Da. Nu, nu, 18. Vezi? 9 plus 10. Deci 19 până dacă. Da. Minus 13. 27 supra 10 ori 3 minus 19. 19 cu 19, 18 cu 18, 3 minus 1. Adică? 2. 2. Și minus 13. Și cam mai departe cum? L-aducem pe 2 la același cu 27, îl mulțim cu 5, nu cu 10. Dar e ori acolo. E ori. Păi dar nu e mulțim. Ce simplificăm 10 cu 2 și ne va da 27 supra 5. 27 minus când mărim ritmul, ai zis, băi, am adus numitorul comun 5, numitorul comun 5, 5 ori 13, 65, da? Da, și ne va da 65. Semn minus. Minus. Minus 38 supra 5. Minus 38 supra 5. Sigur așa? Minus 38 supra 5? 6 minus 2, 4. 7, deci din 15, 8. 8. A rămas 5, 2 din 5, 3, 3 da? 3, da. Bun. Asta l-ai făcut acasă? Da. Nu, nu, nu. Vreau să spun... Dintre cele care ai spus că ai muncit, așa, și în mod ieșeau. Dă unul, e cu spate. Așa. Cu legerea. Nu, e tema de acum. Am înțeles, dar unul acela care te-a supărat. Minus 19 supra 63. Minus 19 supra 63. Plus, paranteză rotundă, minus 7, 1,7. Minus 1,7, da. Plus 1, 1 întreg și 1 pe 3. Da. Împărțit la 1 întreg și 1 pe, și 13 pe 14. Da. Pe așa am spus. Pe 35. Pe 35. Așa, 35 și 3 am înțeles și eu. Am spus. Așa. Închideți paranteza. Da, împărțit la
Minus 7,4, 6 în perioadă. Minus 7,4, 6 în perioadă. Așa? Deci, în fața lui minus 7, paranteză rotundă. Așa. A terminat chiar rudos, nu? Exact. Pentru că parantezele, adică a fost și împățiri și mulțiri. Și aici e paranteză dreaptă, că am rotundă asta la... Da, da. Plus 2,45. Plus 2,45. Împărțirea 21 supra 55. 21 supra 55. Și închide paranteza dreaptă, da? Da. Și egal mai departe. Minus 16, minus 19, 63, plus... E 63, zis, nu? Da. Așa, plus... Hai, hai. Minus 17, 10, da. Plus 36, supra 35, da. Ori 14, supra 27, 14, supra 27, împărțit. Așa, întâi paranteza, împărțit la? Minus 746, minus 74. Supra. Supra 90. Da. Plus 245 supra 100. Da. Ori 55 supra 21. Da. Minus 19 supra 63. Plus acolo vreau să vreau paranteză. Așa. Minus 17 supra 10. Da. Plus 8,15. Aici 35 prin 7, da? Da. Deci 5, 7, 2 3, 6, 27 9, 4, 3 și face 8 pe 15. 8 pe 15. Bine, în paranteză, am împărțit la... aici, domn profesor, am scris 672 supra minus 672 supra 90. Minusul din față, ce face acolo? Asta deci, va afecta la sfârșit calculul. Facem scăderea. Scăderea? Păi facem scăderea asta, sigur că da. Deci facem scăderea și minus... Ce va rezulta de aici? Rezultatul de aici. 672. Cât? 672, exact. Supra 90. Plus 204. Am simplificat 21 cu 245. Prin, cred că, 7. Da. Mergem pe 7. 35. Sus aici 3. Da. 35. 5, des 3. 3. Ia să vedem bine. 23, 7, 21. 35. 5, 7, 35. Da. Și atât. Ai 55 cu 100? Da, 55 cu 100 și mi-a dat 11 supra. Aici e 11 și aici? 20. 20. 35 cu 20? Așa. 35 cu 20 mi-a dat... Și face 7. 7. Pe 4. Da, și pe aia mie mi-a dat 385 supra 60. 77. Nu? 7 ori 11, 77, plus 77, supra 12. Da. Ții cât ți-a dat? Nu mai cu 35 cu 20, sau mai dat 4, 4, da. Deci spuneam, simplificăm maxim. Nu lăsăm niciunul. Deci ne ducem până când nu se mai poate simplifica. Suntem ochii foarte atenți, foarte atenți aici, pentru că lucrăm cu fracții mari și deși greșim. Asta este. Acum, hai să vedem prin cât numărul tău, cât ți-o dat aici? Cât ai avut tu scris aici? 385 supra 60. 385 supra 380. Da, și nu dat la urmă. Supra 60. Da, și nu dat 7. Ăsta dacă se îngrec prin 5. Și nu dat 7, 7 supra 12, da. Bine, 7. Da, 7 ori. Deci, deci prin 5 simplificăm, da? 35 de 7 ori și 35 de 7 ori. 7 de 7 supra 12. E bine. Bun. După ce am scris... unde suntem aici, am terminat, da. Închidem minus paranteza. Minus 19 supra 63. Egal cu minus 19 supra 63. Plus... minus 71 supra 3. Pe numitorul comunesc este cât? 30, nu?
Da. Între 10 și 15 și 30. Și aici, prin, cu cât amplificăm? Cu 3? Cu 3 și cu 5. Și las, deci cu 2, minus... Cu 2, cu 2. Deci aici vine 51, nu? Da. Minus 51 plus? 200. Deci e 8 aici. 8 ori 2? E 8. Așa ne-o dă. E 4 ori 2, 8. Și am amplificat aici cu 2, 16. Da. Da. O să povestesc eu imediat ceva. Ce trebuie făcut când nu-ți dă? Deci când nu-ți dă, ce trebuie făcut? Nu știu că să fac încă o dată. De mai multe ori nu am făcut. Da, dar poți să reiei calculul așa, știi cum, trecând în revistă. Deci nu da, de acolo cu unul e greșeală. Se descoperă greșeală, nu se face încă o dată. Faci încă o dată și dacă reiei la început, acorzi din nou foarte mult timp. Da? Deci îți consumă timp și iar unul e încă o dată la capăt. Și iar, și când la un exercițiu te duci de nu știu câte ori. Dar reiei de la început. Ceva nu e clar. Hai să văd. Că e mult mai ușor să vezi calculul în sine, să urmărești, să descoperi greșeala acolo. Iată aici e foarte ușor. De unde ți-a dat ție 200 aici? Deci când am simt diferența deasupra, 25 de deasupra, de la 38 are un 25 și cu 8 au făcut 200, mă rog. Deci, noi suntem aici, da? Da. Deci, la 36 pe 35, mulțim 14 cu 27, nu așa? Da. Și am simplificat. Tu mi-ai dictat. 36 cu 27 și au rămas 4 printr-un 9, 3 aici. 35 cu 14 se duce printr-un 7, 5 și 2. De unde, când ai măturat a doua oară exercițiul ăsta cu privirea, și ai văzut aici 4 ori 2, sare rapid în ochi. Nu ai de o să fii 200. Eu am scris amplific 8 pe 15 cu 2 și în fața lui... 8? Să văd greșeala. Trebuie să fie o greșeală pe care ai făcut-o tu. Da, vă spun ce greșeală. Când am amplificat, am scris 2. Unde ai scris 2? La 8 pe 15. 8 pe 15? Am amplificat cu 2. Da. S-a pus în fața lui 5. 5 de deasupra. Da. 5 care a rămas după simplificarea lui 35? Da. Și ce dată atunci? 25. 25. Și atunci ai spus 8 ori 25? Da. Da. Când nu lăsăm spațiu între rânduri, cam așa se întâmplă. Da, aici spun, ori lași mai mult spațiu, ori îl ștergi pe cel 5 sau nu știu ce se face. Dar spațiu, că doar nu deci, e problemă, nu? Mai mare între sigur că da, lași una cât mai mare spațiu. Mai mare. Deci ai pus 2 aici. Și ai zis 25 ori 8. Ca și mai ea fi amplificat cu 25 tu acolo. Exact. Eu nu știu ce să spun aici. Iată, mama a venit cu ideea să lași mai mult spațiu. Exact. Eu pe tablă aici, mă rog, nu-mi permis să las prea mult spațiu, dar tu poți lași un pic mai mult spațiu și atunci nu mai apare chestia asta. Merge mai departe. Minus 672 cu 77. Numitorul comun este cât aici? Mi-a dat 189 pe 3. Dar cât e numitorul comun să fie? Între 90 și 12. 90. Eu am simplificat, nu știu ce. Așa, 672 cu 90? Da. Sau cu 12? Dar găsești numitor. Dacă găsești așa 672 pe 90, ai voie să o simplifici și apoi să aduc la același numitor comun? Păi simplific orice fracție care o am, o simplific de nu se mai poate. Puneți. Deci pe ea o termin, să am mai ireductibilă. Că altfel ce fac eu, mă duc cu asta mare exact. Și lucrez cu ea și mă am numitorul comun și mare numitor și așa mai departe. Da. Deci 672 pe loc ai să o faci. Da. Prin cât simplificăm? Prin 2. 2. Și face 3. 3. 3. 3. Și 6. 6. Și aici? 45. Mai poate fi simplificat? Nu. 45. 9. 6 și 6, 12. Pentru 3. Și mi-a dat 122 supra... 100? Deci o dat prin 2, prin 3, da? Da.
Deci odată, în 3 ani și odată, 112. 112, pe atâta scrie, dar zice altceva. Așa, 112 pe? Pe cât? 1 și... Nu știu, 15. Ți-l văd eu. Da? Pe 15, ca să am spus că trebuie aici, da? Mai poate fi simplificat 112. Cu 15. Și 15, deci eu mă țin de ea până exact. Când devine ireductibil. Da? Ireductibil ăsta devine. Ce înseamnă ireductibil? Nesimplificabil. Exact, nu se mai dă. Prin 5, asta avea 3 și 5. Asta avea prin 3 și 5. 5 nu, 3 nu, 2, 4. Deci atât a rămas. Adică că noi avem acum, hai să spunem aici, minus 112 pe 15 plus 77 supra 12. Da? Așa. E egal cu. Zi, e egal. Minus 19 pe 63. Minus 19 pe 63. Plus. Plus. Minus 70. Nu, 67. Cum? E minus 51 plus 60. Da. Este minus 40. Descalculez. Trebuie să faci 51 plus 60. Hai. 35. Deci minus 35, minus 35, supra 30, supra 30, da? Așa. Împărțit. Împărțit la? Avem 15 și 2. 15 egal 3 ori 5. Așa. 12 este 3 ori 4. Așa. Pe primul înmulțesc cu 4 și pe al doilea cu 5. Deci mi-e doar cum cât este? 90, stați. 60. 60. 60 împărțit la 15, cel mai mic îl căutăm. Da, da. 60 împărțit la 15, 4. Și celălalt cu 5. Și ăsta cu 5 este, da? Corect. Și egal cu o linie de fracție lungă, punem numitorul 60. Așa. Minus. Minus, le spunem. Zi. 112 ori 4. 112 ori 4, da? 448. Minus 448. Vezi, nu mai pun linia de fracție, de acum nu mai pun paranteză, că linia de fracție joacă rolul parantezii. Că pe minus 448 l-am pus deasupra. Plus? 325. 77 ori 15. 385, așa bine? Da. Păi 77 ori 10 fac 770. 77 ori 15 e mai mult. 1155. 1155, iată. Vezi, eu merg și zic așa, măi, 770 numărul 10 făcea 770. Și încă 5 jumătate al 770, iată că se duce la suma aceea 1100 către... 55. 1100... 1155 supra 60 și egal mai departe cu minus 19 pe 63. Minus 19 pe 63. Minus 35 pe 30, mai simplificăm printr-un cât, ca să nu pierdem timp. Printr-un 5. 5 faci minus 7 pe... Minus 7 pe 6. Plus minus 7 pe 6, împărțit la... Minus 400... Deci scădem de 448 din 1155. 67. Minus... Plus 7. Da? Da. Deci înmulțit, hai să zicem înmulțit cu 60. 707. Supra 707. 6 cu 60, 7 cu 60. 6 cu 60, rămâne aici un 10. Da? 7 cu 707 și vine o dată 101. 101 și mai și egal mai departe cu minus 19. 10 supra 63 da. Plus 10 supra 101. E minus 10. Minus 10, da. E minus 1 ăsta, ori 10.
Deci minus 10 supra 101. Cât? 101. Adică aducem același viitor. Așa. Pe 63 este egal cu... Să vedem care ar fi descompunerea la 101. Mai încât s-ar descompune. Se poate număr prim. 101, ia să vedem cum căutăm. După ce am văzut că la 2, la 3, la 5 nu vrea, urmă căutăm numerele prime. 100, da. La cât? La 7. La 7. 7 în 10 odată. Nu. Nu merge. Nu merge, nu? Nu. La care ar fi următorul? Nu, păi nu, nu-i numai prim. Nu merge 3. La numele primii căutăm. 8. Deci 8 l-am încercat la 2. Nu mergi la 2, n-are. Se află. Imediat 11 în bărății. Și nu merge nici la 7. Înseamnă că rămâne așa. E număr prim. Și atunci amplificăm aici cu 101. Știi cu aici cu 63. Bunul simț aici spune că e tu o greșeală, că dă numele destul de mari, nu-mi plac așa ca... E greșit ce vrei sunt de regulă? Hai să vedem, să vedem egal cu minus. Minus 1919. Minus 1919. Da. Minus 630. Supra 63 ori 101. 6363. Și egal mai departe, ia să vedem aici. S-adună acum. Da, sigur că da. 0. 3, nu, 9. 9. Da, 9. 4. 4. 5. 5. Și 2. Și 2. Minus 2549 pe 6363. 6363. El ar avea 63, are un divizor 63, este incorporat 63. Da, 3. Un 3. Sus, deci pentru un 3 s-ar mai simplifica. Nu merge. Nu merge sus, nu? Nu. 12 cu 5, 7, 11, 20. Nu merge. Deci numai 3, că 20 și cât rămânești? Și 7 ar urma. Și 7 merge. Incorporat 7 ori 9. Și aici 3, da? 7 nu merge sus. Nu merge și sus prin 7. Dacă nu merge nici 7, în 101 n-a avut niciun divizor, aici e 7 și 3 și 9 ar fi vrut, dar nu-i 3-ul sus. E clar că în final acesta ar părea să fie rezultatul. Dar eu acum, ce fac eu? Fiindcă nu-mi place. Eu nu știu, mă uit la sfârșit, nu nimic. Nu-mi place rezultatul. Nici eu nu-ți uit la sfârșit, eu mă uit. Dar uite, nu, verific. Foarte bine faci, foarte bine. Dar eu acum vreau să spun că acest rezultat nu-mi place mie ca rezultat în sine. Și atunci mă uit, poate am copiat ceva greșit. Deci mă uit în manual. Că de acolo trebuie să plec. Când am copiat, e greșit și cumva am scris ceva greșit. Ia să vedem. Noi suntem aici, la minus 19. Minus 19. 63 plus, paranteză rotundă, minus 1,7 plus 1 între 1 pe 35, împărțit la 1 între 13 pe 14, închidem, împărțit, deschidem paranteză rotundă, minus 7,46 în perioadă, plus... 46 în perioadă? Nu, 4. Și 6 în perioadă. Numai 6, da? Plus 2,45 împărțit la 21 pe 55. A scris corect. Bun. De acum amândoi, hai să facem așa, să urmărim, să vedem dacă găsim greșeala. Trebuie să găsim greșeala, dacă nu, fiindcă rezultatul nu-mi place. Ce zicem acum? Am copiat 1963, urmărești și tu, da? Da. Minus 17 pe 10 plus 35,36 pe 35, înmulțit cu 14 pe 27. Și aici îmi place că s-a simplificat. Da. S-a simplificat și a dat 8 pe 15, simt că e bun. Deci, n-am rămas cu o fracție mare aici, da? Deci aici e bine. Acum, aici, 746 minus 74. 746 minus 74 supra 9, 10. Bun. E să vă las cădere aici. 2, 7 din 14, 7.
Și 6. Bun. Am simplificat-o pe asta și cât mi-a dat la simplificare? 112 supra 15. 112 supra 15. Nu mai am desimplificat nimic, că e 35. Și acolo 4 nu merge nici 3. Așa, deci numitorul comun am zis 60, 77, din urmă și 77. Hai să mă uit încă o dată aici. 245 pe 100, înmulțit cu 55 pe 21. Iată, am făcut simplificările în felul ăsta, printr-un 7, nu printr-un 9, printr-un 7, corect, au rămas 3. Și acum am zis 21, 3, 7, 21 și 35 prin 7, 5, 35, da? Da. 35 și aici 55 cu 100 și au rămas 20. 35 cu 20 prin 5 și face 7 și 4. Aici au rămas 11 și aici era 3. 7 ori 11, 77. Supra 12. Da? 4 ori 3. Bun. Suntem aici. Minus 19 pe 63 plus minus 51, cam numitorul comun este 30. Am amplificat cu 3. Minus 51 plus aici cu 2. 8 ori 2, 16. Supra 30. Da? Împărțit la. Am verificat-o deja. Am spus minus 112 plus 15 plus 77 pe 12. Și amplificăm numitorul comun este 60, aici cu 4. 4 5 prefac 60 și aici cu 5. 5. Și atunci am copiat minus 35 pe 30. Deci de aici 11 pe 5. Minus 35 pe 30. Împărțit la rezultatul de aici. 112 ori 4. Minus 448 plus 15 ori... O dacă e 5, nu 15. E 5, da. E 5, că 15 e de sus, de la ceea ce vorbeam mai devreme, de la simplificare. Aici este asta greșeală. Asta mă uitam acum. Uite, să spun. Uite, vezi? Am descoperit greșeală. Apropo de ce făceam, vă spuneam mai înainte. 5 ori 7, 35, 5 ori 7, 35, 38. 385, nu? Da, da. Avem acolo 77, corect, nu? 77 ori 5, 385. Da. 385. 385. Ia să vedem acum. Și face minus 35, minus 19 pe 63, minus 35 pe 30. Adică minus 7 pe 6, că am simplificat pentru un 5. Înmulțit cu 60 supra. Acum scăderea. Minus 63. Minus 63, da? Și acum ne place. Deci, acum ne place. Da? Deci, cum? Unde sunt? Unde sunt? Aici, în loc de 707. Da. 63, zicem, nu? Deci aveați minus 30... Nu, minus... 60, mulțit cu 60 și scăderea de făcut cu 60. Minus 63, parcă zic. Da. E bine? Da, 4, 4, minus, 8. Minus 63. Bun, și acum ștergem de acolo să revenim. Așa. 63 aici. Și e egal mai departe cu minus 19 pe 63. De acum prezența acelui numitor mă bucură foarte mult. Deci rămâne 6 cu 60, e bine. Așa. Minus cu minus la împărțire face plus. Dar mai mai aveți să mai simplificăm, nu? Nu, nu, nu. Înseamnă. Doar ca să punem minus cu minus face plus. Să las plusul, da? Bun. Și rămâne, cât aici, așa, 7 era aici, nu? Da. 70, 70. Era 10 aici. Da, da. 7 ori 10, 70 pe 63. Da? Este același numitor comun. Nu e același, e minus 63. E plus 63. Ce? Cum e minus 63? Deci avem minus 7 pe 6 ori 10. Da, uite-ți alea că... Cu minus 63. Minus 63. Unde? Aici minus? Da. Da, minus cu... De ce? Dar minusul ăsta cu minusul ăsta n-a făcut plus? Nu contează dacă e pus sus sau jos, e mulțire. Când e mulțim... Sigur că e mulțire, împărțire, acolo... E de plus. Exact înainte. Deci e cam mai departe, la monitor, cum este 63. E bun, îmi place. Și acum vine minus 19, plus 70.
Și facem cât acolo? Minus, sau 50 și cât vine? 51 supra 63. Deci 51. Facem un 3, a, merge prin 3. Nu? 5 cu 1, 6, 6 cu 3, 9. Exact. 51 prin 3 îmi dă 17. 17 supra 21. 21. E corect, măcați. Să vă mai spun. Vezi? În concluzie, ce am învățat? Mă bucur foarte mult că am greșit, că am fost aici împreună și am văzut ce înseamnă căierea la distanță, da? La o distanță mai mare. M-am părgat și eu. Astea, pus da. Lângă cinciul acela am pus eu. Asta au făcut și exact la exact. Da. Și l-ai făcut și la fel ești. Da. Și când vezi așa, sigur că atunci, după simplificările acelea care faci maxim, bine ar fi să ștergi și ai finalul ca să nu mai te păcălești. Deci are voie să simplifice fracția la maxim, chiar dacă este într-o paranteză cu plus. Cum era acolo, da? Sigur că așa. Te simplific până e, mai mult. E destine stătătoare până când ea devine ireductibilă. Exact. Asta este esențial lucru. Esențial. Nu mișc nicio fracție fără să o fac ireductibilă, pentru că ea păstrează, fiind o fracție amplificată, da. Numele sunt foarte mari și când vorba să ajungi la viitor, ai alți divizori, băgați acolo și totul este complicat, foarte, foarte complicat. Da. Da? Am făcut unul de acesta, care l-a avut și ai muncit atât, da? Și ai văzut că lui cum am procedat eu. N-am șters totul, hai să fac la început. Eu șterg totul, iar fac la început. Ca om de șala, unde este? Acum e mai ușor, să... mergi peste exercițiu, adică să iei totul la început. Doar să fie oglindă exercițiul. Da. Așa, doar să fie redactat oglindă și acolo asta să vezi. Poți să vezi exact. Exact, exact. Asta, asta sau asta. Da, așa trebuie să învățăm. Pe altfel, greșim și ne... La mal. Da. Și toți trei aici. La sfârșit, la sfârșit acolo unde... O mică neatenție. Da. E cu asta. Dar am simțit că exercițiul nu merge, nu-mi place. Prea mari numerele la final. Ceva nu e în regulă. Și mi-a dat și mie la unii de cei de șoameni. Unul din temă sau două au fost corecte din patru exerciții. Toate trebuie să fie. Trebuie să ai acea precizie, încât când e o fracție de asta care, mă rog, o simplice și tu se încarcă și te duci așa în scară, mai bine să o iei deoparte, să o faci simplificarea. Exact, separat. Da? Și acolo pui rezultatul. Tu vezi că e curată. Că pe caiet. Pătrățelile mici. Da, 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 și vine, se suprapune, vine, ai picat cineva și văd, pui în față, pui cifra aceea și ai făcut 25. Exact pe așa ați făcut și dumneavoastră. Exact. Zici, domnul profesor, și dus aici. Da, da. Și-o simplificat, ok. Te fură exercițiu. Exact, atâta timp cât este corect, nu spune nimic când ai scris că e 5 jos, că e 4 sus. Bine ar fi ca să-l tai la sfârșit, știi, când ai tracție reductibilă, tot să-l tai. Să nu mai rămână acela ultima. Dacă nu rămâne el acolo, sigur că nu-ți mai atrage atenția și nu mai faci greșeală. Mergi mai departe. Ce vrei să mai faci? Acolo ce ai interesant? Care? Tot așa? Da. Și din ăsta ce? Da, ia, vedeți, ușa asta pe scară, interesant. Sau de aici, ce mai e de aici? 11, de 26. 25 ăsta? Da. Tot așa, cu introdus, cu supra. Hai să vedem. Hai să vedem 26 ăsta, să-l vedem. Fie numele raționale. X egal, să zice, 1 plus 1 pe 2. Înmulțit cu 1 plus 1 pe 3. Înmulțit cu 1 plus 1 pe 4. Înmulțit cu așa mai departe cu un pic, înmulțit cu 1 plus 1 pe el. 1 plus